România este campioană la inflație în Uniunea Europeană și asta pentru a treia lună consecutiv. România, doamnelor și domnilor, a avut în luna martie o inflație de 6,7%, la mare distanță de următoarea țară clasată și anume Croația, 4,9%, o diferență de aproape 2%. Arată datele publicate de Biroul European de Statistică. Eurostat. De asemenea, Estonia 4,1%, 4,1% și Austria sunt primele patru țări din acest clasament. Haideți să vedem cine stă cel mai bine din acest punct de vedere. Avem Lituania cu 0,4%, Finlanda cu 0,6% și Danemarca cu 0,8%. Media, un calcul la nivel european privind inflația, în martie a fost la 2,6%. 6 în scădere din februarie, pentru că în februarie am avut 2,8%. Foarte multe țări și-au revenit după ce în martie anul trecut inflația la nivel european era la 8,3%. Suntem codași, doamnelor și domnilor, prețurile la noi sunt mari și discutăm acest subiect cu domnul Adrian Negrescu, analist economic. Îl vedem în scurt pe domnul Negrescu. Domnule Negrescu, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună seara! Domnule Negrescu, de ce ne aflăm, de ce România se află în această situație? Da, sunt multe motive, iar cred că principalul motiv pentru care avem o inflație dublă, mai mult decât dublă față de media Uniunii Europene, stă în prețurile resurselor, energie, gaze, carburanți. Ei, din această perspectivă, companiile din România plătesc în momentul de față chiar și plafonat cel mai scump curent electric din Uniunea Europeană, cu toate că noi ne producem aici în țară Curentul electric în proporție de 80%. De asemenea, la gaze avem prețuri foarte mari raportate la mezia regiunii. Știți că săptămâna trecută, pe piețele, pe piața Spot, adică pe piața zilei următoare, s-a vândut um, energie electrică la prețuri negative, adică producătorii îi plăteau pe clienți să le ia energia, doar să scape de ea. Noi, din păcate, menținem acele plafoane de preț care duc mai departe toate prețurile din economie. Pe niște cotații atât de importante. Și mai mult decât atât, este efectul creșterilor de taxe de la 1 ianuarie. Să nu uităm că am triplat costurile cu taxele pentru micro-întreprinderi, care reprezintă 90% dintre companiile din România. Am crescut TVA-ul la produsele sănătoase, la produsele ecologice de la 5% la 2%. Am crescut TVA-ul în industria construcțiilor, în imobiliare. Am crescut taxele pe toate domeniile de activitate, inclusiv la marile companii, unde am introdus o taxă unică la nivel european, taxa pe cifra de afaceri. Domnule Negrescu, ce măsură ar putea să ia guvernul pentru a reduce inflația în România? Cred că, în primul rând, toată lumea se uită la aceste plafone de preț care nu mai au nicio legătură cu realitatea la gaze și la energie electrică. Dacă am avea curent mai ieftin, dacă aveam gaze mai ieftine, înseamnă că tot ceea ce înseamnă producție în România, de la simplu covrig la, până la mașina pe care o produce Dacia sau Ford, ei, toate aceste produse ar fi mai ieftine din perspectiva costurile de producție mai mici. Noi am umflat costurile de producție foarte mult, am umflat costurile de pe lanțurile de aprovizionare foarte mult, de-am ajuns în această situație. Mai mult decât atât, produsele românești, inclusiv cele alimentare, au devenit necompetitive în raport cu importurile. E mai scump să cumperi marfă alimentară, adică produse alimentare de pe piața românească, decât să aduci din import. De aceea vedem în marile magazine mai mult produse din import. Asta e o mare problemă și cred că asta e prima măsură care trebuie luată. Eliminarea sau reducerea acestor prețuri, praguri de preț la energie și gaze e prima și măsura care ne va aduce măcar la un 4-5% cu inflația în decurs de o lună, două, adică s-ar vedea imediat efectele în economie. De asemenea, un alt efect este și faptul că BNR-ul nu scade dobânda cheie. La ce ne așteptăm, domnule Negrescu, foarte pe scurt în lunile următoare? Ne-a spus-o chiar premierul Ciolacu. El speră că până la sfârșitul anului să avem o inflație de 5%, adică tot la fel dublă față de ce se întâmplă în restul țărilor europene. Avem planuri mici, avem ținte prea puțin ambițioase din această perspectivă, pentru că, până la urmă, inflația, adică creșterile astea de prețuri, ne afectează pe tot. Scade consumul, scad vânzările în magazine, scad vânzările în general în economie și asta înseamnă că economia funcționează cu frâna de mână trasă și se vede asta inclusiv din prisma încasărilor statului din taxe și impozite. Domnule Negrescu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la News Hour Noi mergem mai departe.